Ale românilor cu credite în lei. Robor a coborât sub 2%, nivel nemai atins din februarie 2008. Băncile trimit deja noile rate pentru creditele vechi și a căror rată se calculează în funcție de acest indicator. Discutăm subiectul cu analistul financiar Irina Chițu, în direct acum la Digi24. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună ziua. Ne întrebăm, doamnă Chițu, cu cât sunt mai mici aceste rate, cu cât scad? Dacă ne uităm față de acum 6 luni, înainte de pandemie, rata la un credit ipotecar cu dobândă variabilă, care e dependentă de robor la 3 luni, a scăzut cam cu 12%, deci undeva la 180 de lei la un credit de 250 de mii pe 30 de ani, iar față de acum 3 luni cu 5%. Ce este foarte important este că, da, sunt în scădere dobânzile. Acum se văd scăderile direct de la creditele vechi, care sunt acordate înainte de luna mai 2019, pentru că din acea dată tot ce s-a acordat după sunt credite dependente de IRCC, nou indice, care însă este decalat 2 trimestre. Deci vom vedea scăderi ale noilor credite din ofertele băncilor de acum, de-abia de la 1 ianuarie anul viitor. Pentru că această dobândă de BNR, care acum e la un minim istoric, da, n-a fost niciodată 1,5%, chiar și în perioadele 2016-2017-2014, când și robor a scăzut sub 1%, chiar aveam dobândă BNR de 1,75%, deci apoi e chiar mai mică, de 1,5%, și în momentul acesta robor nu poate fi mai mare de 2%, pentru că cu 2% se pot împrumuta oricând băncile de la BNR când au nevoie de bani. Da, ne întrebam cu cât ar mai putea să scadă robor ca efect al deciziei BNR. Mă refer exact la reducerea dobânzii cheie de la 1,75% la 1,5%, exact cum a spus și dumneavoastră. Pe 6 august, când a scăzut, deci cu 0,25 puncte procentuale, imediat s-a văzut. Deci avem un robor la 1,99. Va putea să mai scadă, depinde foarte mult de lichiditatea din piață. Deci dacă, pentru că asta a și vrut BNR prin reducerea dobânzii, băncile să aibă acces la bani mai ieftini și să poată reduce apoi costurile la creditele care sunt oferite populației, către firme și chiar statului. Dacă vorbim de IRCC, care spuneam că se calculează de-abia de la 1 ianuarie, vom vedea aceste reduceri. Acesta de la 1 octombrie va fi 2,17, conform calculurilor din lunile precedente, din trimestrul precedent, și probabil că de la 1 ianuarie va scădea sub 2%. Deci dobânzile sunt în scădere, iar roborul s-ar putea să se ducă chiar sub 1% dacă se păstrează lichiditatea aceasta sporită în piață. Adică ne uităm, doamnă Chițu, la un viitor apropiat în care ratele ar putea să scadă chiar și mai mult, pe înțelesul tuturor. Exact, atât la creditele vechi, cât și la creditele noi. Acum, la creditele noi ar putea să scadă chiar mai devreme decât se modifică IRCC-ul, dacă băncile vor lua hotărârea de a reduce comisioanele sau marja fixă de dobândă care se adaugă la IRCC, tocmai în ideea de a atrage cât mai mulți clienți și a crește intermedierea financiară. Și acum și consumatorii poate să aibă costuri reduse la un credit nou pentru locuință, chiar dacă nu a scăzut IRCC-ul imediat, la fel ca și roborul, dacă țin seama de câteva recomandări care sunt valabile în orice perioadă, adică în primul rând să compare mai întâi toate creditele de la toate băncile. Și o pot face și pe finzoom.ro gratuit, 24/7 online, în funcție de dobânda anuală efectivă, da? Care e costul total al creditului. Pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză, a lua un credit cu cele mai mici costuri. Apoi să plătească un avans cât mai mare, pentru că cu cât avansul e mai mare, împrumutul e mai mic, da? Și apoi te împrumuți mai puțin de la bancă și nu ești stresat de perioadele acelea mai grele care pot apărea în 30 de ani, cum sunt aceste crize, sigur, care în general sunt ciclice. Pentru că, de exemplu, dacă în loc să plătești 15%, cât e acum avansul minim la un credit ipotecar, să plătești 30%, rata s-ar reduce cu 20% numai din acest avans. Și ce contează, pentru că dacă veniturile ți se diminuează cu 20%, practic ești încă într-o zonă de confort, poți să-ți plătești ratele, fără să-ți faci griji că ar putea să mai apară alte situații neplăcute.
Ar mai fi și alte modalități de a-și reduce costurile. Să alegi un scadențar cu rate descrescătoare în loc de unul cu rate egale cum îți oferă automat banca, pentru că îți reduci costurile, deci dobânzile și comisioanele, cu 10%. Să plătești anticipat de câte ori poți la credit o sumă în plus cu reducerea perioadei. La fel, dacă în loc de o rată plătești două, mai ales la începutul creditului, atunci poți să-ți reduci creditul cu 6 luni. Deci dacă faci acest lucru în fiecare lună, deci deja poți să-ți plătești creditul în loc de 30 de ani în doar 5-10 ani. Da, mulțumesc tare mult, doamnă Chițu, pentru toate sfaturile. Cu siguranță cei care ne urmăresc și sunt vizați de aceste situații vor ține cont de ele.